Aș vrea să continuăm astăzi studiul Domnului Iisus Hristos și jertfa Lui. Am rămas destul de mult la partea aceasta din mărturisirea de credință. Vă amintesc afirmația de acolo, prin moartea sa, adică Domnului Iisus, a făcut ispășire deplină pentru toate păcatele tuturor aleșilor lui Dumnezeu. Am încercat să vedem în detaliu ce înseamnă lucrul acesta și încă nu am terminat. Afirmația asta este nucleul Scripturii. Tocmai de aceea nu aș vrea să înaintăm atât de repede asupra ei, ci să o privim din toate unghiurile. Și asta pentru a vedea măreția Domnului nostru. Da? Pentru a vedea ce mântuire mare și frumoasă ne-a acordat prin har. Să vedem importanța jertfei și atunci când ne privim pe noi, să vedem cât de mult Dumnezeu ne-a iubit în condiția în care nu meritam lucrul acesta. Înțelegerea corectă a jertfei are implicații imediate și directe în tot ceea ce credem și, să știți, în tot ceea ce facem, în felul în care ne comportăm în viața de zi cu zi, în deciziile pe care le luăm, în relațiile pe care le construim, în ceea ce alegem să facem și să nu facem. Are implicații directe în viața noastră religioasă, în apropierea noastră de Dumnezeu, în aprecierea, măsura de apreciere pe care o acordăm, în recunoștința pe care o dăm pentru ceea ce ne-a oferit. Da? Până la urmă, când vorbim despre eficiența jertfei, că despre asta am început noi să discutăm în ultimele săptămâni, este jertfa Domnului Iisus eficientă sau nu? Și dacă este, în ce proporție este? Ne putem aștepta să fie 99% sau 90% sau 50%? Nu. Am văzut că tot ceea ce a venit Domnul Iisus să facă a fost eficient 100%. El a împlinit întreg scopul pentru care, sau a împlinit scopurile pentru care El a venit în lume. Când înțelegem lucrul acesta, când privim spre o eficiență 100% a jertfei Domnului Iisus, îi vedem cu adevărat măreția Lui, grandoarea Lui și gloria Lui și în același timp începem să înțelegem cât de complex, cât de mare este planul Lui Dumnezeu pe care îl desfășoară pentru răscumpărarea alor Lui. Lucrul ăsta nu este o coincidență, nu în mod accidental ne-am născut într-un timp sau într-un loc, într-o familie anume, ci asta a fost intenționat de Dumnezeu încă înainte de veșnicii. Da? Existența noastră nu este o coincidență. Locul în care se desfășoară existența noastră nu este o coincidență. Da? Faptul că am ajuns să credem Evanghelia, să auzim Evanghelia, am stat destul de mult asupra subiectului, nu este o coincidență, ci este un lucru extraordinar. Pentru că mulți mor fără să audă vreodată Evanghelia. Da? Faptul că dintre cei care aud Evanghelia, ne numărăm printre cei care au crezut-o când, de fapt, majoritatea o resping, este din nou un lucru extraordinar. Și spre cine putem să privim? Cui îi se datorează meritul? Pentru că noi am crezut Evanghelia când alții de lângă noi au crezut-o, au avut acces la ea și n-au crezut-o. Despre asta am început să discutăm. Data trecută ne-am uitat spre două mari interpretări și le-am arătat ca fiind greșite cu privire la eficiența jertfei lui Hristos. Prima este cea universalistă care spune Hristos a murit pentru toți oamenii fără excepție, ceea ce înseamnă că pentru a avea o jertfă 100% eficientă, toți oamenii vor ajunge mântuiți, toți oamenii vor ajunge în rai. Indiferent dacă auziți sau nu Evanghelia, indiferent dacă s-au pocăit și au crezut sau nu, Dumnezeu, pentru că este dragoste, El nu suportă ca să piardă pe niciunul din creația Lui, coroana creațiunii Lui care este omul, așa că El îi va mântui pe toți. Dar lucrul acesta este contrar Scripturii, este o deformare, de fapt, a caracterului Dumnezeu și o înțelegere greșită a dragostei Lui, pentru că niciodată dragostea lui Dumnezeu nu este contrară dreptății și sfințeniei Lui. Și Dumnezeu
nu mântuiește. Mântuirea prin har nu înseamnă o mântuire arbitrară în ciuda unor principii pe care Dumnezeu le enunță. El spune, plata păcatului este moartea. Da? Sau el spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și la unora le spune așa și altora, știți ceva, pe voi vă mântuiesc și fără pocăință. Pe voi vă mântuiesc și fără credință. Lasă că la voi merge și așa, facem o excepție. Ar mai fi Dumnezeu bun? Ar mai fi Dumnezeu drept dacă ar face lucrul ăsta? Nu. Mântuirea prin har nu înseamnă că Dumnezeu se contrazice pe el însuși sau că își sacrifică anumite atribute în favoarea altora. Da? Meritul, dacă e să spun așa, al interpretării acesteia, este totuși că vede o legătură directă între jertfă și mântuire. Adică cei pentru care e depusă jertfa ajung să fie mântuiți. Da? Doar că ei înțeleg greșit spectrul jertfei și îl universalizează. O altă interpretare care e mult mai comună, mult mai populară astăzi, este aceea care spune că jertfa lui Hristos este 100% eficientă, dar nu pentru că asigură mântuirea cuiva. Nu asigură mântuirea nimănui. Ci este 100% eficientă pentru că ea oferă omului singura cale prin care el se poate mântui dacă acceptă oferta asta. Asta este Evanghelia în ghilimele sau cu emic, dacă vreți, predicată de cei mai mulți astăzi și data trecută ne-am uitat destul, am disecat afirmațiile astea și am văzut că nu pot să stea în picioare, nici din punctul de vedere al Scripturii și nici măcar din punctul de vedere al realității. Pentru că, spun ei, pentru ca Dumnezeu să fie drept, El trebuie să acorde tuturor oamenilor o șansă egală să audă Evanghelia pentru a o respinge sau o accepta. Dar am văzut noi că nu toți oamenii aud Evanghelia. Și acum câteva mesaje ne-am uitat și am văzut că Dumnezeu a ales un singur mod de a proclama de vestea bună. Și asta este revelat în Marea Trimitere. Mergeți, vestiți Evanghelia la toate neamurile, botezați pe cei ce o cred, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este mijlocul hotărât sau desemnat de Dumnezeu. Ne-am uitat și am văzut că este total greșit și incorrect să credem că Dumnezeu se revelează sau Iisus se revelează prin vise și vedenii celor care nu aud Evanghelia în mod fizic. Lucrul ăsta este greșit și este promovat de tot felul de grupări, da? Care încearcă să își justifice în felul ăsta depărtările de Scriptură. Nu, Dumnezeu nu se revelează în mod mântuitor tuturor oamenilor. Iisus nu apare în vedenii la fiecare om în parte care n-aude Evanghelia. Da? Lucrul acesta, de fapt, chiar dacă sună bine în urechile unora, ar răsturna tocmai singura cale pe care Dumnezeu a hotărât-o ca Evanghelia să fie proclamată. Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără înger? Fără vedenie? Fără vis? Fără propovăduitor? Da? Asta este calea pe care Dumnezeu a desemnat-o. Dar este asta cea mai eficientă cale? Păi dacă Dumnezeu intenționa ca Evanghelia să fie vestită în auzul tuturor oamenilor, fără excepție, nu e cea mai eficientă cale. Că nu ne-ar fi ales pe noi niște oameni limitați ca timp, ca energie, ca resurse, da? Ci pur și simplu, da, ar fi pus Evanghelia în conștiința oamenilor. Dar nu există acolo. Conștiința te învață despre ce e bine și ce e rău, dar nu te învață despre calea mântuirii. Îți spune că l-ai ofensat pe Dumnezeu și că într-o zi va trebui să răspunzi înaintea Creatorului tău. Dar nu spune cum să rezolvi problema. Da. Nu există noțiuni prezente în Evanghelie în alte religii și asta o face unică. Asta arată că Dumnezeu nu s-a descoperit prin vedenii și vise unora care n-au avut nicio treabă cu Evanghelia sau niciun contact cu Evanghelia sau cu Iisus sau cu urmașii lui.
Deci, nu toți oamenii primesc șansa, în ghilimele, de a accepta sau a crede Evanghelia. Dar de ce vorbim despre șansă? De ce ar vorbi unii despre Dumnezeu este nedrept dacă nu acordă tuturor oamenilor o șansă egală? Aș vrea să ne uităm puțin spre ce în spatele argumentului sau a gândirii ăstea. În primul rând, Scriptura este foarte clară când spune că există o singură cale de mântuire, prin Iisus Hristos. Nu prin conștiință, nu prin fapte, nu prin faptele legii, nu prin faptele făcute în urma legii morale descoperite în conștiință, nu prin tradiții sau prin ritualuri, nu prin o noțiune vagă despre un ideal de om, cum mai au unii, da, din zona aceea hindusă, pe care să-l admire, da, fără să-i cunoască numele sau să știe dacă există cu adevărat. Nu. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, nu pe Allah, nu pe altcineva, dar Domnul nu se oprește aici, spune și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și acolo se dă un nume, dacă nu-l cunoști pe Iisus Hristos. Nu ai viața veșnică. Indiferent ce coduri morale sau ce rețetă de mântuire urmezi. Ideea că Dumnezeu este sus în vârful unui munte și fiecare religie, de fapt, care îl îmbunătățește pe om sau încearcă să o facă, este o cărare care duce în final la vârful muntelui, este total greșită. Domnul Iisus este exclusivist. Apostolii sunt exclusiviști. Noul Testament, creștinismul adevărat, este exclusivist și radical în sensul acesta. Există o singură cale de mântuire și asta este revelată prin Evanghelie. Evanghelie care nu răsună și nu a răsunat în auzul urechilor tuturor oamenilor, fără excepție. Deci, nu putem să spunem că toți oamenii au primit șansa egală de a auzi Evanghelia în așa fel încât, în mod neutru, ei să judece și unii să o accepte, alții să o respingă. Argumentul ăsta nu funcționează. Nu funcționează pentru că nu e nici conform Scripturii și nici realității practice din jurul nostru. Faptul că nu toți oamenii care au trăit sau trăiesc sau vor trăi vreodată au auzit sau vor auzi Evanghelia, efectiv este un fapt ce nu poate să fie contestat. Asta e realitatea. Da? Pentru că și trebuie să admitem, o parte din omenire a trăit și a murit în păcatele lor fără să audă mesajul mântuitor. Că ne place sau nu ne place lucrul acesta, asta este realitatea. Ne oferă Scriptura un răspuns sau o motivație pentru ce se întâmplă lucrurile în felul ăsta? Este Dumnezeu oare nedrept pentru că nu le-a oferit acelor oameni o șansă, și zic șansă în ghilimele, ca să audă despre Iisus? Ce spune Scriptura? Dacă Dumnezeu ar avea o datorie față de oameni și Dumnezeu nu se achită de ea, abia atunci putem să spunem că este nedrept. Argumentul lui Pavel din Romani, capitolul 4, și o să vi-l citesc, este următorul. Dacă angajatorul tău, dacă ai prestat un serviciu cuiva și omul nu te plătește, e o problemă. Da. Atunci vorbim despre dreptate sau nedreptate, pentru că acela pentru care ai făcut ceva îți datorează ție plata. Romani 4:4, însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Dacă omul a făcut ceva, dacă Dumnezeu este dator omului în orice privință, da? În ce ține de mântuire, mântuirea nu este prin, ce spune versetul? Prin har.
ci este ceva datorat. Și aici vedeți, de fapt, ce este în spatele gândirii ăsteia, că Dumnezeu este obligat să acorde oamenilor o șansă sau orice altceva în ce privește mântuirea. Se crede mântuirea prin har când se fac afirmații de genul ăsta? Să știți că nu. De fapt, aici vedem ce concepție despre mântuire au cei care spun lucrurile astea. Mântuirea este un act de dreptate? Adică Dumnezeu este nedrept dacă nu face ceva omului. Este mântuirea un act de dreptate? Sau este un act de har? Da? De grațiere, de favor nemeritat. Nemeritat, observați. Pentru că sunt două lucruri diferite. Pavel, vorbind despre alegerea spre mântuire a rămășiței, ce spune în Romani 11? Că dacă este prin har, atunci nu este prin fapte. Ce spunea și despre Avram aici, în Romani 4. Dar dacă este prin fapte, atunci nu mai este prin har, că harul n-ar mai fi har. Angajatorul tău, dacă îți dă salariul la sfârșitul săptămânii, a zilei, a lunii, este un har pe care ți-l face? Nu! E ceva datorat. El este nedrept dacă nu se achită de responsabilitatea aia. Și atunci de ce vorbim noi despre mântuire ca fiind ceva datorat, ceva ce Dumnezeu datorează omului? Asta însemna că omul are merite înaintea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu trebuie să îi le recunoască. Și Dumnezeu trebuie, din cauza unor merite intrinsece ale omului, să facă ceva pentru mântuirea lui. Dar asta schimbă total, da? Argumentația și motivația până la urmă. De ce intervine Dumnezeu? Hai să vorbim despre dreptate puțin. Ar fi fost Dumnezeu drept să nu mântuiască pe nimeni? Da, ar fi fost. De fapt, asta spune dreptatea. Plata păcatului este moartea. Fiecare își va purta osânda lui însuși. Unde ar fi ajuns toți oamenii dacă vorbeam de dreptatea lui Dumnezeu? Strict, dreptatea și bunătatea, atenție, pentru că un suveran bun pedepsește rău. Da? Nu e bun dacă nu pedepsește rău. Și sfințenia lui. Unde ar fi ajuns toți oamenii? În iazul de foc. Asta e dreptatea. Mântuirea este altceva. Mântuirea este achitarea de către altcineva a prețului pe care eu nu pot să îl achit. Și asta pentru că suveranul mă grațiază. Dar nu mă grațiază în mod arbitrar, ci pentru că plata este achitată. Acum, dacă un inculpat i-ar spune președintelui nostru, care are dreptul de a grația, tu îmi datorezi mie grațierea. Ești nedrept dacă nu mă grațiezi. Chiar așa stau lucrurile? Este președintele unei țări obligat să grațieze pe cineva? Este nedrept dacă nu o face? Păi nu, deloc. Sau ar putea să spună un inculpat, un deținut, nu inculpat, dacă nu ne grațiezi pe toți, ești nedrept? Și din cauza ta ajung eu să plătesc pedeapsa? Nu. E absurd. Pentru că deținutul acela este acolo nu pentru ce a făcut președintele, ci pentru ce a făcut el. Da? El nu primește decât ceea ce este drept să primească. Dacă altul este grațiat și primește un favor, îl primește fără meritele lui. Da? Și asta pentru că se arată, pe de o parte, dreptatea sistemului juridic din societate, fiecare plătește pentru ce face, și în același timp și iertarea sau harul sau bunăvoința. Dar oare nu este același lucru valabil la Dumnezeu? Nu spune Dumnezeu că, pe de o parte, în relația lui cu oamenii, există vase de cinste care arată
bogăția îndurării sale și a harului său. Și pe de altă parte, vase de ocară, da, care arată dreptatea și sfințenia lui în pedepsirea corectă a păcatului. Despre asta vorbim și asta spune Scriptura. Și asta vedem până la urmă și în societățile funcționale. Putem să vorbim atunci despre mântuire ca fiind o obligație a lui Dumnezeu de a acorda anumite șanse oamenilor? Păi niciun om nu merită niciun fel de șansă. Și dacă ar fi vorba de a primi ce merită, ar primi pedeapsa. Deci, problema este greșit pusă. Dar de ce e greșit pusă? Este greșit pusă pentru că cei care susțin afirmația asta au o concepție diferită despre Dumnezeu și despre mântuire și despre har. Da? Ce spun ei de fapt? Păi Dumnezeu ne este dator nouă, oamenilor, să ne acorde o șansă, că dacă nu ne-o acordă, este nedrept și nu are o bază corectă pentru a ne judeca. Da. Ați auzit afirmațiile astea? Eu le-am auzit de foarte multe ori. Altceva ce spun oamenii aceștia, noi avem prin puterea noastră sau prin voința noastră puterea de a ne mântui. Avem nevoie doar de șansa pe care Dumnezeu să ne-o dea. Bineînțeles că nu ne putem mântui singuri să plătim datoria pentru păcatele noastre. Dar dacă Hristos ar plăti datoria asta să ne ofere nouă șansa de a ne mântui prin alegerea voinței, prin orice altceva, atunci am realizat lucrul ăsta. Da? Noi nu suntem morți spirituali. Poate suntem adormiți sau bolnavi sau un pic incapacitați, dar nu suntem morți spiritual ca să nu putem să răspundem în niciun fel. Voința noastră este cât se poate de vie. Avem nevoie doar de o șansă și Dumnezeu este dator să ne-o dea. Asta e gândirea din spatele afirmațiilor ăstora. Și mai e ceva. Eu sunt stăpân pe destinul meu. Nu Dumnezeu. Da, Dumnezeu este suveran, El e la cârma lucrurilor, evident că mă lovesc de suveranitatea Lui, că El hotărăște când și unde să mă nasc, când și unde să mor și alte lucruri din exteriorul meu, dar în interiorul meu, ăsta nu-i teritoriul Lui. Eu sunt suveran peste viața mea și peste deciziile mele și El, dacă este într-adevăr bun și drept, nu se bagă peste suveranitatea mea. N-ați auzit predicatori care să ilustreze relația omului cu Dumnezeu în felul acesta? E plin de ei. Majoritatea fac lucrul ăsta, din păcate. Da. Dumnezeu n-are dreptul să intervină în mine și nici nu are dreptul să dea altuia ceva ce mie nu-mi dă. El trebuie să dea tuturor aceea șansă să nu se bage peste mine, să nu se bage peste alții și să ne lase lucrurile la cheremul nostru. Cine să facă diferența? Noi. Fiecare dintre noi. Da? Pentru că dacă El i-ar da altuia ceva ce mie nu-mi dă, atunci de ce mă mai învinovățește? Nu este El de vină atunci că eu păcătuiesc și ajung în iad? Ba da, spun ei. De fapt, ce în spatele gândirii ăsteia este străvechea noțiune de mântuire prin fapte. Da? Mântuire prin fapte. Oricât ar vorbi oamenii ăștia despre har, oricât i-ați auzit vorbind, da, despre mântuirea prin har, de fapt să știți că nici nu o să-i auziți foarte des vorbind despre har. Sau vorbind din texte care arată clar mântuirea prin har. Nu s-au zis multe predici în cercurile astea din Romani 8, din Romani 9, din Romani 10, din Romani 11, din Efeseni 1, Efeseni 2 și multe alte texte care arată clar că mântuirea este prin har, prin nemerit, fără faptele noastre. Credeți că o să-i auziți vorbind despre nu atârnă nici de cine vrea? Nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă? Credeți că o să-i auziți vorbind despre El este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui?
și voința. Aoleu, și voința. Și înfăptuirea. Eram odată la un mormântare, mergeam în coloană și era cineva în spatele meu care vorbea cu un alt frate, dar ca să aud eu ce spune, și spunea așa foarte ostentativ: prea mult cântăm și prea mult vorbim despre har. Ce tot atâta har, har? Interesant. Măcar omul este consecvent și apreciez consecvența unde o văd. Pentru că el nu crede mântuirea prin har. Sau la altă înmormântare. Cam la înmormântări, să știți că mai aud live predici arminiene, că nu umplu în cercuri din astea. Am umblat și Dumnezeu mi-a scos și îi mulțumesc pentru asta. După ce a cântat un grup de surori, predicatorul se ridică și spune: eu nu te pot mântui. Mă rog, după ce a făcut o scurtă prezentare a ceea ce consideră că este Evanghelia, eu nu te pot mântui. Surorile acestea, arătând spre surorile care au cântat, nu te pot mântui. Dumnezeu nu te poate mântui. Totul depinde de tine. A scos porumbelul pe gură, dar de fapt asta cred oamenii ăștia, fie că spun sau nu. De fapt, nu sunt atât de supărat pe ei, că ei sunt consecvenți, nu cred în mântuirea prin har, ci prin fapte, și spun asta deschis. Da? Mai necăjiți sunt pe cei care vorbesc de suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran peste viața noastră, peste moartea noastră, peste... dar nu se bagă peste voința noastră. O să vorbesc imediat și despre asta. Oamenii ăștia nu cred mântuirea prin har, chiar dacă îi auziți folosind termeni de har, jertfă, păcat, mântuire, naștere din nou și așa mai departe. Ci cred în mântuirea prin fapte și, de fapt, asta este esența gândirii arminiene, mântuirea prin fapte. Și știm clar ce spune Scriptura, că mântuirea nu este prin faptele omului, oricare sunt ele, fapte efective, cum ar fi dărnicia sau mersul la templu sau aducerea unei jertfe sau acțiuni interioare, care sunt tot fapte. Da? O decizie a voinței sau lucruri de genul ăsta. Tot fapte sunt și ele. Ideile astea, gândirea asta răstoarnă suveranitatea absolută a lui Dumnezeu peste întreaga lui creație sau dreptul lui de a face ce vrea cu ce este a lui. Țineți minte pilda Domnului cu omul care s-a dus să angajeze zilieri ca să-i lucreze în via lui și pe unii ia de dimineață, au lucrat toată ziua, pe alții ia după 3 ore, ia la miezul zilei și pe unii ia chiar seara târziu și le dă tuturor aceeași plată. Și unii au considerat că el este nedrept, dar acolo există o afirmație interesantă care arată suveranitatea absolută a lui Dumnezeu în relațiile lui cu omul. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Sau este ochiul tău rău pentru că eu sunt bun? Și asta ar trebui să dea de gândit multora, care consideră că Dumnezeu este nedrept dacă nu acționează conform gândirii lor. Nu este Dumnezeu suveran să facă ce vrea cu ce este a lui? Sau ești tu dincolo de jurisdicția lui? Asta spune de fapt Pavel și în Roman 9, vis-a-vis de vasele de lut. Nu poate olarul să facă ce vrea cu lutul lui? Ascultați un arminian predicând din versetul ăsta. Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu este contestată în gândirea aceasta. Și încă ceva. Mentalitatea asta neagă, și aici e problema, deci pleacă problema, neagă faptul că omul este mort spiritual. Că nu are nicio putere în a se mântui. Că starea lui, da, este în așa hal încât oricâtă lumină ar avea și oricâte șanse, să folosesc termenul lor, ar primi. Omul lăsat la cheremul voinței lui și la starea lui naturală va răspunde întotdeauna la fel.
toți oamenii vor răspunde la unison. Vor respinge Evanghelia. Pentru că mintea lor este întunecată, pentru că voința lor este sclavă naturii lor, care este păcătoasă, pentru că inima lor este egoistă și îndreptată spre lucrurile care îi sunt urâte lui Dumnezeu și pentru că conștiința lor, care este lumina lui Dumnezeu în ei, nu mai este un arbitru imparțial, ci este unul cumpărat, dacă vreți. Da. Își scade eficiența pe măsură ce omul continuă să păcătuiască. De asta spune Scriptura, spune Pavel în 1 Corinteni 2:14, că omul firesc, așa sunt toți oamenii, da? Nu contează cât de înțelepți sunt, câtă educație au, cât de rafinați sunt, cât de religioși sunt, omul firesc este, nu are Duhul, da? Omul firesc, spune Pavel în 1 Corinteni 2:14, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, lucrurile spirituale. Da. Și nici nu poate să le înțeleagă pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și el n-are capacitatea asta. Oricât de ascuțită este mintea, oricât de mare IQ, nu are capacitatea de a judeca spiritual. Pe când cel omul duhovnicesc, acela care are Duhul, zice, poate să judece toate lucrurile, și pe cele firești, și pe cele spirituale. Dar omul firesc nu poate să le judece pe cele spirituale. Și nici nu le poate înțelege. Tot despre asta spune Pavel în Romani 8, și o să vă citesc două versete de acolo. Vorbind despre umblarea după lucrurile Duhului sau după lucrurile firii pământești, că fiecare umblă după, mă rog, în direcția naturii lui. Natura este cea care îți dă direcția, dacă mergi la nord sau la sud, sau la est sau la vest. Sunt două naturi diferite, contrare, prezentate în Scriptură. Călăuzirea Duhului, natura spirituală din noi, sub călăuzirea Duhului, și călăuzirea naturii noastre cu care ne naștem, numită carne sau fire, și care este sub influența lui Satan. Da? Sunt două direcții diferite. Și uitați ce spune Pavel în Romani 8, 6 și 7. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Concluzia, deci, cei ce sunt pământești, ce spune? Nu pot să placă lui Dumnezeu. Nu pot să facă nimic, cei ce sunt pământești, cei ce sunt în firea pământească, pentru că n-au discernământ spiritual și nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu pot să facă niciun lucru care să fie plăcut lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu fac fapte bune. Există filantropie, există milă, există bunătate umană, da? Și în lume. Noi suntem motivați să fim cei dintâi în fapte bune. E o problemă când alții care n-au Duhul fac mai multe ca noi, nu? Dar niciunele din acțiunile, gândurile, vorbele astea nu pot să placă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele sunt făcute în fire. Ele sunt făcute din anumite interese pe care le are omul firesc. Nu înseamnă că Dumnezeu nu răsplătește în viața aceasta pe cine este corect, pe cine este cinstit, pe cine este dedicat, pe cine ajută pe alții. Există o răsplată pe care Dumnezeu le-o dă, pentru că Dumnezeu este drept. Dar nu pot prin asta să-și cumpere mântuirea sau favorul lui Dumnezeu. Da? În ce privește mântuirea, toate faptele astea sunt neplăcute lui Dumnezeu. Poate omul care are voința, a cărui voință este afectată, este subjugată de firea asta pământească, să-i fie plăcut lui Dumnezeu? Poate omul
care este firesc să aleagă ceva să fie plăcut lui Dumnezeu? Scriptura spune nu. Orice fac cei ce sunt firești, odată că nu ar alege, nu poate să aleagă pentru că este contrar naturii lui și pentru că este afectat de păcat, nu poate să fie acceptat de Dumnezeu. Abia când există schimbarea aia, da, de direcție, de influență, când din a fi, a umblat după lucrurile firii, a ajuns să umbli după lucrurile Duhului, abia atunci ceea ce faci poate să fie primit de Dumnezeu. Da. Să vrei să-L alegi, să te pocăiești, să crezi, toate astea sunt făcute după schimbarea asta, nu în firea pământească. Ok? Este omul mort spiritual sau nu? Poate el, e voința lui un stat în stat, poate el să proceseze în așa fel încât să fie plăcut lui Dumnezeu, să proceseze informațiile Evangheliei și procesându-le să se mântuiască pe sine dacă primește șansa asta? Scriptura spune că nu. Toți oamenii sunt la fel. Toți oamenii sunt, se nasc firești. Născându-se firești, nu pot să înțeleagă mesajul spiritual al Evangheliei, îl resping din oficiu până când nu se întâmplă ceva. Da? Și atunci întreb din nou, este mântuirea un act ce ține de dreptatea lui Dumnezeu sau de dragostea lui? Arminienii zic că Dumnezeu ar fi nedrept dacă nu ar acorda tuturor oamenilor o șansă egală. Am tot repetat chestia asta. Și cred că, de fapt, primirea acestei șanse, adică de a auzi Evanghelia, face diferența între cei ce ajung în rai și cei ce ajung în iad. Pentru că unii profită de șansa primită, cred Evanghelia, se pocăiesc, îl urmează pe Iisus și alții nu profită de ea și continuă să-l respingă pe Dumnezeu. Da? Ei fac lucrul acesta, fiecare, că o acceptă sau o resping, nu influențați de Dumnezeu, ci pur și simplu prin voința lor liberă, adică prin puterea lor. Jertfa lui Hristos, conform noțiunilor, nu mântuiește pe nimeni anume, adică cum ar putea, că ar fi nedrept, ci acordă tuturor oamenilor șansa de a se mântui. În concepția asta, cine face diferența? Dumnezeu a făcut tot ce a putut, tot ce a ținut de el, restul depinde de om. Nu? Așa înțeleg ei. Restul depinde de om. Și acum, în funcție de calitățile omului, în funcție de cât este de bun, de moral, de înțelept, cât de religios, că vorbim până la urmă de o căutare a lui Dumnezeu, omul se mântuiește profitând de șansa care i-o dă Dumnezeu sau rămâne mai departe în păcatele lui. Dacă și unul și altul primește aceeași șansă și Dumnezeu spune sunt nedrept dacă intervin, dacă schimb cuiva voința sau natura, atunci meritul pentru mântuire al cui este? Încerc cine face diferența uitându-ne înapoi, cine a făcut diferența? Dumnezeu a făcut pentru toți exact aceleași lucruri, însă finalitatea e diferită. Unii ajung în cer, alții ajung în iad. Mă rog, în iazul de foc, ca să fim mai exact. Cine face diferența? Omul. Și atunci mântuirea este parte lucrarea lui Dumnezeu. Ce nu putea omul să facă, face Dumnezeu, dar restul trebuie să facă omul. Mântuirea finală înseamnă efortul combinat, da, al lui Dumnezeu și al omului. Este mântuirea prin har, atunci, adică favor nemeritat, 100%? Nu. Harul este doar a face ceea ce omul nu poate, cum e depunerea jertfei, de exemplu, și ai oferi omului șansa să audă Evanghelia, dar atât. Restul depinde de el. Și atunci
este un fel de har plus fapte. Dar Pavel ne spune, ori e prin har, ori e prin fapte. Da? Nu merge amândouă, că dacă e prin har, fapta nu mai e faptă. Dacă e prin faptă, harul nu mai e har. Da? Deci este ori 100% prin har, ori 100% prin fapte. Nu mai am timp acum, că vreau să terminăm subiectul ăsta. Dar vreau să vă gândiți la ceva vis-a-vis de vină. Pentru că ei spun, omul, dacă nu se întâmplă așa, Dumnezeu este nedrept și baza judecății finale, da, este distrusă. Dar nu este deloc așa, o să vedem. Ei au o problemă uriașă cu legămintele. Și în special cu păcatul imputat. Știți ce spune Pavel în Roman 5? Adică, de ce murim? De ce mor oameni? Păi, mor? Ia uitați ce spune versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Dar cum au păcătuit? Printr-o călcare identică, nu, de lege identică cu Adam? Nu. La ce se referă atunci? Uitați-vă în versetul 17. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. De ce murim? Datorită păcatului lui Adam. E răspunsul lui Pavel. Pentru că Adam a fost capul nostru de legământ și ascultarea sau neascultarea lui s-a răsfrânt asupra tuturor urmașilor lui. În cazul lui Adam, neascultarea. Și pedeapsa pentru neascultarea lui a trecut asupra tuturor descendenților lui. Arminian are o problemă cu afirmația asta și spune, păi nu că fiecare trebuie să fie pedepsit pentru vina lui proprie. Da, dar de ce mor? Că eu n-am mâncat din fructul interzis. Și mai e o problemă. Da. Vedeți? Atacul asupra legămintelor și asupra vinei imputate prin Adam vine cel mai mult din zona asta arminiană. Dar asta este baza imputării neprihănirii lui Hristos. Vine tot așa cum Adam a fost neascultător în calitate de cap de legământ și consecințele au fost trecute în dreptul tuturor descendenților lui, tot așa vine ultimul Adam, Iisus, care ascultă în mod perfect de Dumnezeu, depune jertfa și, datorită ascultării lui, vine o hotărâre de iertare din partea lui Dumnezeu care este trecută în dreptul și o neprihănire care e trecută în dreptul tuturor celor ce sunt ai lui. Da? E tot așa. Da? Ne uităm la Adam și ne uităm la Hristos. Există o paralelă acolo. Am o problemă cu imputarea din cauza legământului, faptul că Dumnezeu m-a văzut în Adam. Am o problemă cu imputarea păcatului? Păi ar trebui să am o problemă și cu imputarea neprihănirii lui Hristos. Nu? Nu o să intru mai mult în subiectul ăsta, poate o să ne oprim separat asupra lui, odată când ne uităm la Romani, capitolul 5. De ce vorbim despre dreptatea sau nedreptatea lui Dumnezeu când mântuirea este un act liber, gratuit, necondiționat și nemeritat? Da? De ce trebuie să vorbim despre... De ce vorbim de dreptate? Că merităm, că ni se face o nedreptate dacă nu ni se acordă ceva. Vedeți? Scriptura vorbește în cei mai clari termeni împotriva ideilor promovate de arminienii mai vechi sau mai noi. Hai să-l luăm pe Pavel, de exemplu. El e acuzat că învățătura lui l-ar face nedrept pe Dumnezeu. Știți la ce mă refer, nu? Să vă citesc din Roman 9? Hai să ne uităm la versetul 14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Și continuă niște întrebări retorice. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Da.
Pavel anticipează, dă răspuns la niște întrebări ale oponenților lui. Și oponenții lui ce spuneau? Învățătura lui Pavel îl face nedrept pe Dumnezeu. Vă sună cunoscut? Dacă lucrurile stau cum spune Pavel, Dumnezeu este un suveran capricios, arbitrar, crud, da? Este un monstru. Până la urmă. Vă sună cunoscut? Mai devreme, Pavel numește alte obiecții în epistola asta. În capitolul 3, din nou, în versetul 5, spune: nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Și dacă, spune el, prin minciunea mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Vedeți, sunt niște întrebări aici pe care el le adresează și unii spun, da, sunt întrebări retorice, el doar anticipează niște argumente pe care i le-ar putea aduce unii. Dar uitați ce spune. Și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el? Cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Aici nu e vorba doar de niște întrebări teoretice pe care el le anticipează. Sunt întrebări, contestații pe care le ridicau oponenții lui Pavel la învățătura lui. Unii care ne vorbesc de rău, pretind că spunem noi, sucind, da, cuvintele noastre. Asta spune Pavel. În 6 cu 1 spune, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Un argument similar cu cel din Romani 3. În Romani 9 există nedreptate în Dumnezeu? El reia argumentul oponenților din Romani 3. Da? Acum, vedem că apostolul Pavel a întâmpinat în învățătura lui, să ne imaginăm că nu o cunoaștem, oricare ar fi fost ea, apostolul Pavel întâmpină obiecțiile astea. Dumnezeu este nedrept, da? Harul te învață să păcătuiești și dacă aș crede lucrurile astea, păi aș păcătui atunci că nu contează că tot mântuit sunt. Astea sunt obiecții pe care le întâmpina Pavel la învățătura lui. Acum vă întreb, au fost vreodată argumentele astea aduse împotriva arminienilor? Nu. Vă pot spune, nu trebuie să petreceți ani de zile studiind teologie. Nu au fost aduse. Au fost aduse aceste argumente împotriva celor ce cred harul? Știți, noi credem doctrinele harului. Și deja știți toți că, da, argumentele astea, exact astea menționate de Pavel, sunt aduse și astăzi împotriva celor ce cred harul. Da. Cine le aduce împotriva cui? Păi astăzi arminienii le aduc împotriva noastră, celor ce credem doctrinele harului. Da. Și atunci, ce am putea să învățăm din lucrurile astea? Păi, putem să deducem noi logic că arminienii au aceeași învățătură cu apostolul Pavel? Dacă ei ridică obiecții, exact obiecțiile care le ridicau oponenții lui Pavel? Nu. Da? Ei se poziționează, de fapt, în aceeași tabără cu oponenții lui. Ce credeau oponenții lui Pavel? Mântuirea prin har sau mântuirea prin fapte? Mântuirea prin fapte. Și atunci, fiecare arminian sincer, cred că ar trebui să aibă o temă serioasă de gândire în privința asta. Adică, și le-am spus mai multora care mi-au scris sau m-au sunat, dacă eu aduc astăzi aceleași argumente pe care le aduceau oponenții lui Pavel pe vremea lui, dacă eram contemporan cu el, de partea cui eram? De partea cui eram? A lui Pavel sau a oponenților lui? Sunt eu urmașul lui Pavel, care a învățat clar suveranitatea lui Dumnezeu, moartea spirituală a omului păcătos, incapacitatea lui de a se mântui, a învățat mântuirea prin har? Sau sunt eu dintre cei care i s-au împotrivit lui Pavel și despre care Pavel spune, mă întorc în Romani 3, versetul 8, că nu v-am citit și ultima parte, că
când spune Pavel despre cei care îl vorbesc de rău și deformează învățătura, osânda acestor oameni este dreaptă. Condamnarea acestor oameni este meritată, spune Pavel. Pot eu să spun, asemenea lui Pavel, mântuirea nu depinde nici de cine vrea, adică de voința omului, nici de cine aleargă, adică de faptele lui fizice sau orice altceva, ci de Dumnezeu care are milă, cum spune Pavel în Romani 9:16, pot eu să spun că olarul nu este dator lutului în niciun fel și că ceea ce face, face bine? Sau spun eu că mântuirea depinde de voința omului și de faptele lui, exact cum spuneau oponenții lui Pavel? Da. Și fiecare ar trebui să se gândească sincer și să se gândească bine, să se cerceteze în privința asta. Da? Pentru că astăzi, majoritatea creștinilor nominali, fie că vorbim de predicatori, fie că vorbim despre membri în adunări, se poziționează de partea oponenților lui Pavel. Și să știți că este unul din motivele pentru care am tot insistat asupra punctului acestuia, pentru că opoziția față de învățătura aceasta o întâlnim peste tot în jurul nostru. Da. Oamenii ăștia nu sunt de acord cu Pavel. Pot să-l citeze și, de fapt, dacă nu ar fi atât de mult din Pavel în Noul Testament, sigur nu l-ar cita. Și atunci când îl citează, depun mare eforturi pentru a-i răstălmăci cuvintele. Dacă Pavel ar fi contemporan astăzi sau dacă ei ar fi contemporan cu Pavel, știți ce s-ar întâmpla? Pavel ar fi interzis. Dacă ei ar fi contemporani cu Pavel, ce s-ar întâmpla cu epistolele lui? Ar fi citite la ei în adunări? Nu, li s-ar da foc, ar fi interzise. Ar fi dați afară cei care l-ar crede pe Pavel. Pavel însuși ar fi zgonit afară din adunările lor, din cercurile lor. Asta s-ar întâmpla. N-au ce să facă pentru că, evident, Pavel a fost inspirat și ceea ce a lăsat în urmă este scriere a Scripturii. Da. Vi-l puteți imagina pe Pavel invitat de seamă la conferințele, la emisiunile sau în adunările mari ale bisericilor arminiene? Și dacă ar fi, ar avea tratamentul avut în sinagogi. Nu? Asta s-ar întâmpla. Asta e realitatea. Da. Să nu credeți că vorbesc despre o anumită confesiune doar. Argumentele pe care le-am discutat până acum, care au fost aduse în discuție, poziția aceasta arminiană, că Hristos a murit pentru toți oamenii, nu ca să mântuiască pe cineva anume, ci ca să dea tuturor oamenilor o șansă egală, pentru că toți au voința liberă și se pot mântui dacă primesc această șansă, că Dumnezeu a făcut deja tot ce putea și restul depinde de om, toate argumentele astea, da, le-am auzit la catolici, toate le-am auzit la greco-catolici, chiar am auzit, am fost la o mormântare nu de mult, săptămânile trecute, greco-catolică. Preotul a spus exact, a vorbit ca un predicator arminian. 100%. L-am auzit la ortodoxi, da? L-am auzit la protestanți, l-am auzit la baptiști, l-am auzit la pentecostali, la carismatici, la creștini după Evanghelie, la tudoriști, la urmașii lui William Branham, la adventiști, la martorii lui Jehova. Orice grupare vă vine în minte. Toți au învățătura asta. Toți. E numitorul comun. Și care e numitorul ăsta? Mântuirea prin fapte. Trebuie să punem numele acolo unde este, să punem punctul pe ei. E mântuire prin fapte. Da. Asta este învățătura împotriva căreia Pavel a scris atât de mult insuflat de Duhul Sfânt. Da. Pentru asta a fost a avut parte de atâta împotrivire pentru învățătura mântuirii prin har. Da. Din partea tuturor cercurilor religioase. Acum, ca să încheiem, este evident că ceea ce înțelegem noi cu privire la mântuire, da,
Ceea ce a înțeles și Pavel când a scris Scripturi inspirate e total diferit de poziția pe care am prezentat-o mai sus. Folosim termeni comuni, mântuire, har, jertfă, păcat, naștere din nou, pocăință, credință, dar termenii, când sunt definiți, o să vedeți că înseamnă, mulți dintre ei, total altceva. Care e diferența între poziția noastră, chiar dacă folosim aceiași termeni, da, și încercăm să rămânem consecvenți termenilor Scripturii, cu termenii folosiți, da, de majoritatea astăzi? Păi cred că are legătură diferența cu cât vedem că este de mare nevoia omului. Care este starea lui înaintea lui Dumnezeu? Da. Cât de departe a trebuit Dumnezeu să meargă ca să-l scape pe om din starea lui? Cât de mare e datoria lui înaintea lui Dumnezeu? Și cât de mare este minunea pe care Dumnezeu a trebuit să o facă să-l mântuiască pe om? A trebuit să-l scuture puțin? A trebuit doar să dea un medicament? Sau a trebuit să-l învieze? E, spectrul e cu totul altul. Nu-i așa? Dacă credem ce spune Scriptura cu privire la starea omului păcătos, atunci să știți că toate celelalte argumente le vom accepta cu ușurință. Că aici e problema, rădăcina problemei. Felul cum ne privim pe noi înșine. Dacă privim omul păcătos ca mort spiritual, mai putem să vorbim despre obligația lui Dumnezeu de a da tuturor oamenilor o șansă egală? Păi asta ar însemna ca să spui că Dumnezeu este obligat să meargă în toate cimitirele și să, sau evanghelistul, și să proclame că cine aude și crede mesajul va avea viața și se va scula din mormânt și nu va mai muri niciodată. Dacă facem pur și simplu asta și mergem la cimitirul ăsta de mai sus de noi, la cimitirul din partea aia alta Bocșei sau... O să se întâmple lucrul ăsta? Pur și simplu pentru că le dăm celor aflați în pământ șansa de a auzi mesajul dătător de viață? Nu. Da? Vedem că argumentul este unul pueril când îl privim în termenii ăștia. Doar dacă știm că mesajul nostru este însoțit de puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu, care învie pe aceea pe care el îi dorește, atunci motivația e cu totul alta. Da? Argumentația e alta. Lăsați în starea lor naturală, toți cei din cimitire ar rămâne la fel ca înainte să audă mesajul. Tot așa, lăsați în starea lor naturală, toți aceia care ar auzi Evanghelia ar rămâne în starea în care au fost înainte de a auzi. Dacă nu s-ar întâmpla ceva acolo. Da. Și atunci, gândiți-vă la imaginea Domnului Iisus. Era obligat Domnul Iisus? Era nedrept pentru că a înviat doar pe unii din Israel și nu i-a înviat pe toți? A fost nedrept? Cine ar putea să spună asta? El a înviat pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain, pe Lazar. Nu i-a înviat pe toți și nu i-a vindecat pe toți până la urmă din Israel. El a distribuit în mod suveran și liber și necondiționat harurile astea, pentru că nimeni nu merita nici să se scoale din morți, nici să fie vindecat. El a făcut-o nu pentru că era obligat sau pentru că ar fi fost nedrept dacă nu făcea lucrul ăsta, ci ca un act de dragoste și de bunăvoință și de har. Și observați ceva. Deși nu s-a dus în toate cimitirele și nu a participat la toate înmormântările să-i ridice pe toți din morți, când a fost vorba de anumite persoane care trebuiau să fie ridicate din morți, Domnul Iisus a fost persoana potrivită la locul potrivit. Imaginați-vă, fiica lui Iair era unde? În Capernaum. Domnul Iisus nu era în Ierusalim când a murit ea. Era acolo, în Capernaum. Domnul Iisus se întâlnește cu ucenicii pe drum cu caravana, cu procesiunea înmormântării, da? Lângă Nain. Domnul Iisus nu se ascundea de Irod în vremea respectivă să fie în Decapole, da? Sau în Perea, sau în altă parte. Era acolo, la timpul și la locul potrivit, ca exact omul potrivit să se scoale din morți. Și la fel a fost și cu Lazar. Culmea, fiica lui Iair era încă acasă, fiul acela al văduvei din Nain era pe drum spre groapă, era foarte aproape de a fi îngropat, și Lazar era chiar în groapă de mai multe zile când Domnul Iisus se înviază. Toate învierile acestea arată, de fapt, spre învierea spirituală. I-a înviat pe toți? Nu. Trebuia să le
ofere doar tuturor șansa morților ca să se învieze? Aberant. El a înviat exact pe aceia care voia să învieze și a fost exact prezent acolo unde trebuia. Și asta este și puterea Evangheliei. Niciunul care a fost dat de Tatăl Fiului nu va muri fără să ajungă în contact cu Evanghelia și să o creadă, să fie înviat în Duhul Său. Asta spune Scriptura și asta este mântuirea prin har. Este Dumnezeu obligat să facă ceva? Nu deloc. Mântuirea nu ține de dreptatea lui Dumnezeu, ci de dragostea lui nemăsurată. Și spre ea privim și spre harul său pe care nu îl merităm în niciun fel. Atunci când îi mulțumim că ne-a mântuit și ne-a dat un har atât de mare și a făcut o minune atât de mare, încât noi morți să fim treziți la viață și să auzim Evanghelia cu alte urechi, să-L privim pe Domnul cu alți ochi, să ne pocăim și să credem și să fim mântuiți. Acu e meritul? Al nostru? Așa cum spun majoritatea creștinilor de astăzi? Nu. Este al Lui. Asta este mântuirea prin har. Și mulțumim Domnului pentru ea. Amin.